Un pui de urs a ieșit la plimbare prin oraș de dimineață, prin Brașov mai exact, chiar într-o zonă comercială. Pentru că nu știa nimeni ce caută animalul acolo, un localnic a anunțat autoritățile. Mai mulți vânători au intervenit ca să-l prindă. L-au tranquilizat mai întâi, iar apoi, după ce au pus mâna pe el, i-au pus un colier de monitorizare. Puiul a fost eliberat apoi în pădure, în zona predealului, iar timp de o lună va fi supravegheat. Dacă nu se va descurca singur, va fi din nou prins și dus apoi la rezervația de urși de la Zărnești. Puiul ar avea în jur de 7 luni și cel mai probabil s-a pierdut de mama lui.